La început, mi pare rău că sunt sinistru, dar asta e situația. Da, că nu sunt mai toată. Dacă sunt prim-ministru, da. Da, trebuie să fac curând cadavere. La Bârnova, acolo, e un spital vestit de tuberculoză. Curând cadavere înseamnă să nu miști, să stai cu ochii închiși, să nu gândești, să nu vorbești, îți faci cură vocală, numai când mănânci, te întorci pe parte să mănânci, asta o dura 3 luni, în timp ce ceilalți îți bănțuiau, că acolo eram cu 6 în cameră. Și mi s-a spus, dom'le, dacă te duci acasă, n-am mai stat la așa acasă, faci o cură, nu chiar așa, te mai plimbi, mai ieși.